Azi e 30 iunie. Ultima vreme mi-amintesc de fiecare dată pe data asta că se împlinesc niște ani de când am venit prima dată la București. Anul ăsta se împlinește un sfert de veac. Ca să înțelegeți cât e de vechi. Atunci aveam cam vârsta asta. Vreo 20 de ani, eram student la Institutul de Arte, lucram la televiziune, dar mai și făceam business cu frații mei. Probabil pentru că salariul era mic sau pentru că vreau să-i ajut pe ei și ei, studenți, niciunul nu lucra altfel. Și ne-a invitat odată cineva să vindem niște manuale de italiană, de limba italiană, italiană fără profesor. După care am văzut că merge treaba, am mai găsit alt fel de cărți și după aceea era o tarabă în fața casei presei pe strada Pușkin de la Chișinău. După care unul dintre noi a venit la Iași și a mai cumpărat niște manuale, după care am mai mers pe la Pașcani, am mai mers pe la Vaslui, aproape de Chișinău. După care, pe 29 iunie, eu m-am aventurat să vin la București. După cărți. Am luat o geantă mare care desfăcea, se întindea așa. Așa din înaltă se făcea. Am ajuns la gară la Iași, am cumpărat tren la București, m-am dus pe linia unde am văzut tren de București, am urcat în tren. Era tren de noapte, pe la 11, 12, 11:50 ceva, tren de noapte. Și mă uit la ceas, ora, dar trenul încă nu pornește. Când tu se aude, hei, pornește. Și când mă uit, duci trenul de alături, tic, 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 tic. Mă duc eu și mă interesez de acela în care urcasem, era trenul de la, care venise de la București, nu care pleca la București. De fapt, tot cu trenul ăsta am plecat, dar dimineață și era deja un rapid. Eu speram să merg cu acceleratul, pe atunci acceleratul era mai ieftin. Bine, n-a trebuit să plătesc biletul întreg, a trebuit să mai adaug niște bani la prețul acela și să aștept dimineața să plec cu trenul de 5:50 sau de 6, adică m-am dus înapoi pe linie, a urcat din nou în tren, m-am asigurat că ăsta e cel care pleacă dimineața și am plecat în dimineața de 30 iunie de la Iași la București. Am călătorit minunat, pentru că eram plecat de pe 29 la amiază, probabil am dormit în tren, am fost obosit, am ajuns cât merge el, 400 de kilometri, vreo 5 ore, nu știu cât, 4, 5 ore, 6 ore. Deci, aproape de amiază eram în București. Am făcut turul Bucureștilor, am găsit librării, una era pe lângă, și acum o țin minte, și acum cred că mai este, pe lângă Teatrul Bulandra, altul peste drum de Podul Națiunilor Unite sau Piața Națiunilor Unite în capătul Căii Victoriei, într-un gang acolo la Coloane, era o librărie mare. Ne-am făcut plinul cu cărți, m-am dus înapoi la Gara de Nord, am învățat, de fapt eu mai îmblasem cu metrou și la Moscova probabil și la Roma. Deci eu văzusem întâi Roma și întâi văzusem Marea Italiană, Marea Mediterană și după aceea abia, când am ajuns student la București, am dat o fugă să văd și Marea Neagră. Da, pe 30 iunie 1995 eram prima dată la București. M-am întors la Gara de Nord, am lăsat la bagaje gentoaica mea cu cărți, am urcat din nou în metrou și am dat o fugă să văd cimitirul Belu. N-am știut la ce stație trebuie să cobor și mi-era lene sau jenă să întreb de oameni și de ce am coborât la Tineretului, uitându-mă eu așa pe hartă, cred că aveam o hartă din aia pleantă, că atunci nu era Google Maps, după cum vă dați seama. Și din harta aceea mi-am dat seama că stația Tineretului e cea mai scurtă. Sau nu știam că pot să schimb liniile de metrou fără ca să plătesc alt bilet. Deci, oricum, am coborât la Tineretului și mi-am dat seama că am de mers mult până la cimitir. Dar, oricum, am luat-o pe bulevardul acela, nu știu cum se numește el, pe lângă crematoriu Cenușa.
Nu știu dacă atunci mai funcționa, dar știu că de atunci nu mai funcționează. Oricum, când am trecut pe lângă el, nu ieșea fum, deci n-am văzut crematoriu funcționând. Am constatat că sunt o grămadă de intrări la cimitirul celălalt, că este și un cimitir catolic pe acolo, că mai este cimitirul de eroilor Revoluției și m-am mirat că toate crucele sunt la fel. După aceea mi-am dat seama că poate au fost făcute de către stat. Și mi-am dat seama de proporția victimelor, numărul de victime din Revoluție, pe care noi o văzusem la televizor și nu știam mare lucru despre ea. Și am ajuns la cimitirul Belu, am văzut mormântul lui Eminescu, imediat m-a ghidat cineva și pe dreapta acolo, m-am mirat cât de simplu, de modest e mormântul, m-am mirat că alături de el e Cătălin Ion Luca Caragiale. Dar vă dați seama, dacă eu eram pornit din ajun și tot pe drumuri, cât de obosit eram. Am ajuns la Gara de Nord, probabil cam pe vremea asta, când se întuneca, și am cerut, dați-mi bilet la Iași, și mi-au zis, avem doar în picioare. Era vineri seara și am aflat că vineri seara studenții se întorc acasă, inclusiv cei din Moldova. A fost crimă și pedeapsă să mergi cu gentoaica aia de metru cub de cărți pe coridoare, pe culoarele vagonului, și mai chinuitor era să te ridici în picioare când trebuia cineva să treacă spre toaletă sau dintr-un vagon în altul sau trecea nașul. După care să te așezi din nou, bine, cred că mă așezam pe geanta cu cărți sau mă așezam pe jos, nu știu cum era. Dar eram distrus după călătoria asta. Și am ajuns cu noaptea în cap la Iași, nu țin minte cum a fost, am luat autobuz, microbuz spre Chișinău, am dus roada, vânatul de cărți, mai ales manuale școlare, dar și cărți pentru traducători, pentru medici, de tot felul de cărți. Chiar primeam comenzi, venea omul și ne spunea, puteți să găsiți, să aduceți din România așa carte. Și le aduceam. Dar iată călătoria la București prima dată în scop comercial, dar și cultural. N-am să uit niciodată, n-o să uit Parcul Izvor, care era cu copaci cât mine de înalt, părea pleșuv, iar clădirea, casa aceea poporului, părea sinistră, penibilă, fără nicio noimă, așa, ca un munte de beton. Și acum tot așa îmi pare, dar prima impresie asta a fost de atunci. Și cu Parcul Izvor, la poalele ei, foarte mic. Nici acum nu sunt prea mari, impresionanți copacii de acolo, dar atunci erau chiar mici, cu un sfert de secol în urmă. Mi-amintesc cât de murdar era atunci orașul, reclamele la Coca-Cola și ce mai erau enorme, mai ales pe lângă Gara de Nord. Deci când am pornit de la Gara de Nord, direcția centru, conform hărții mele, am fost foarte dezamăgit de cum arată Bucureștiul. Aveam să-l străbat în lung și în lat, pe jos, în toamna acelui așa, când am ajuns student la București, am revenit ca student și am descoperit și locuri interesante, frumoase, inclusiv scările cele din Cotroceni pe care am făcut filmul meu de licență și de sfârșit de facultate, în care au participat la producție și chiar a jucat rolul principal frate meu cel mai mic și tot clanul Brega, care au trecut prin facultatea de film, m-au ajutat să facem filmul Vizita, îl găsiți pe YouTube, pe blogul meu sau pe canalul fraților Brega. Dar atunci prima impresie din București a fost dezolantă. Era murdar, cu clădiri avariate, cu urme de gloanțe încă în piața universității și scria aici, s-a murit pentru libertate și m-au trecut fiori. Deci am trecut atunci, în prima zi de vizită, de la amiază și până la miezul nopții, cât am stat prin București, am trecut prin cele mai importante locuri, probabil pregătit fiind de lecturi din Stănescu,
din Surescu, din Blaga, dar mai ales din Paul Goma, eram deja din 92 de când am intrat la facultate și citisem multe dintre cărțile lui, eram îndrăgostit de Goma și am rămas până la până acum, pot să zic, până la sfârșitul vieții lui. Și deci cunoșteam București din cărțile lui Goma. Nu mi-am imaginat că o să ajung să trăiesc în drumul taberei acolo unde trăia și el până să plece în exil în 77. Abia după aceea, când am fost student, am urcat într-o leu și am dat o fugă până în drumul taberei, tot pentru librării, ca să caut cărți. Pentru că și când eram student am continuat afacerea asta, mai ales pentru frații mei care rămăseseră acolo în Republica Moldova. După aceea, când frații, sora mea, au venit încoace la liceu sau la facultate, a rămas părinții care s-au ocupat cu business-ul ăsta. Deci câțiva ani am tot făcut trafic de manuale și cărți peste Prut și am contribuit la culturalizarea Basarabiei sau a Republicii Moldova, făcând speculă, uneori puneam 2-3 prețuri la cărțile pe care le luam de aici și le duceam acolo. Da. Atunci toți făceau speculă, nu mă simt vinovat acum pentru asta. Din contra, în luna cât în Moldova începea școala pe 1 septembrie și până pe 1 octombrie când începea școala noastră aici la București, noi reușeam să facem atâția bani încât după prima săptămână ne-am cumpărat bicicletă. Fratele meu s-a dus la Bălți și a venit cu ea călare și a trecut prin Rădoaie, prin Alexeuca, prin Drăgănești, sate mai sunt pe acolo și a pus anunțuri că o să venim cu manuale. După încă vreo săptămână, deja ne duceam cu unchiul nostru cu motocicleta prin alte sate de raionul Telenești, că noi suntem în raioanele mici acolo și suntem la graniță cu Telenești, cu Sângerei, cu Florești și cu... Atât. Cam astea sunt raioanele prin care am mers noi cu cărți. Na, și pe la Orhei mai vineau mama cu mătușa, dar eu n-am apucat asta. Și după o lună de astfel de business, după acea lună de diferență de program școlar, noi aveam deja bani să ne cumpărăm un video player și un televizor DU, pentru că era necesar studenților la cinematografie, la ATF sau un ATC, cum a început să se numească el după aceea. Priveam filme la Telecinemateca sau, eu știu, pe la ProTV, priveam și le înregistram pe casetă și pentru că eram băieți economi, făceam prescurtări de filme, mai omiteam scene și pe o casetă ne încăpeau două filme artistice. Și acum sunt dintre casetele cele, dar cine să le folosească? Acum filme sunt pe sutele de canale disponibile, nu ca atunci era doar Tele7, ABC, ProTV și TVR. Și astea îmi sunt amintirile din București anilor 90, când prima dată am venit în scop comercial, după care am venit la studii, am făcut facultate de film și după care în 99 am plecat din București scârbit că filmul meu de diplomă, de licență a luat nota 6, când cu aceeași comisie o lună mai devreme luase nota 9, ceea ce a fost, cred eu, o nedreptate pe care nu o să o uit niciodată facultății de film de la București. Am plecat la Chișinău, după care am făcut un masterat în 2006 la Iași. Mi-am luat licența la Chișinău, repetând ultimul an la fără frecvență, tot la film, unde începusem primii 3 ani. Și abia recent, acum 3 ani, m-am întors cu o ocazie fericită în capitala primei tinerețe a studenției mele și iată-mă gata să mă includ pe baricadele politice, pentru că pe cele culturale nu prea este loc de mine și mă tem că cinematografia e cam expirată, la fel și televiziunea. Mă exprim mai mult pe YouTube și mă voi exprima pe rețele sociale în interes electoral. Nu mă las de cinematografie și de televiziune, dar cred că lucrurile se pot schimba și din politică și sunt necesari în politică și oameni ca mine care s-au manifestat până acum în societatea civilă, în mass media,
Și cred că m-am manifestat ca un om principial, onest, curajos. Cred că de astfel de oameni are nevoie și politica de pe Plai, de pe Dâmbovița. Noroc!